Festivalul de artă medievală de la Suceava face parte din programul finanțat cu fonduri europene Perle Medievale, Hotin, Soroca și Suceava. Primarul municipiului a precizat că în componenta de finanțare a festivalului intră tipărirea programului, contractarea artiștilor, cazarea, scena pentru artiști. Valoarea contractului este de 19.000 de euro. Dacă banii europeni nu vor fi de ajuns pentru organizarea festivalului, primăria va mai aloca bani pentru a marca, așa cum se cuvine, 625 de ani de atestare documentară a Sucevei, a precizat primarul Ion Lungu. Săptămâna viitoare vom avea o ședință extraordinară, voi convoca o ședință extraordinară pentru a asigura încă 80.000 de lei, 800 de milioane de lei vechi pentru Festivalul de Artă Medievală. Așa cum am mai anunțat, noi în acest an am contribuit acolo cu niște sume importante, 1.300.000 de lei vechi pentru acele costume medievale care până la urmă s-au adjudecat, s-au licitat, 100 de costume medievale se lucrează în această perioadă la ele. Tot pe fonduri europene am mai asigurat încă 210 milioane lei vechi și mai dăm încă aceste 800 de milioane lei vechi în așa fel încât să asigurăm finanțarea cu 1.000.000.000 de lei vechi din partea primăriei municipiului Suceava. Una din noutățile acestui an de la festival va consta în 4 statui vii care vor promova evenimentul. Iar acestea sunt actori de la Teatrul Național din Iași, care vor fi prezenți în perioada 12-15 august în 4 puncte din oraș, Esplanada Casei de Cultură, precum și în cartierele 8-5 Georgenescu și Burdujeni.